Vâlcenii au dovedit nu doar că sunt patrioți, ci și pro-europeni, în două locații devenite tradiționale în fața instituției prefectului și la statuia Independenței din Râmnic. Întreaga suflare a sărbătorit victoria românilor în două confruntări armate, dar și construirea Uniunii Europene. Sărbătorim astăzi o zi a Europei într-un context puțin mai special. România deține președinția Consiliului Uniunii Europene și dovedește că poate gestiona cu succes o astfel de înaltă responsabilitate. Chiar în aceste momente, la 100 km de noi, la Sibiu, liderii statelor din Uniune sunt reuniți pentru a discuta agenda strategică pentru perioada 2019-2024. Mai mult decât atât, suntem cu 17 zile înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, un prilej al tuturor românilor de a trimite în forul legislativ al Europei reprezentanți care să le susțină și să le promoveze interesele și idealul. România nu a putut lua parte la puterea temeliei Uniunii Europene acum 69 de ani, la 9 mai 1950. Însă, după o mult prea lungă separare de triunghiul european, avem și noi, de 12 ani, posibilitatea să construim o Uniune mai eficientă, mai activă, mai atentă la nevoile fiecărui membru și care ține cont de specificul național al tuturor statelor care o compun. Vă îndemn de aceea, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, să vă implicați în constituirea structurilor reprezentative europene și să participați la alegerea noilor europarlamentari în 26 mai. Pentru că putem să ne bucurăm de tot felul de festivități și putem aplauda oricât de multe discursuri, dar nimic din toate acestea nu contează dacă nu vom alege oameni care să ne reprezinte cu adevărat ca români demni, cu drepturi egale, care se bucură de respectul întregii familii europene. E o oportunitate ce nu poate fi ratată. La mulți ani Europei, la mulți ani României europene, la mulți ani tuturor vâlcenilor, cetățeni de seamă ai Uniunii Europene. Aș spune că sărbătorim Ziua Europei, dar sărbătorim și Ziua Românilor, cetățeni europeni, demni. Sărbătorim așadar o zi cu puternică încărcătură emoțională, de ce nu? Pentru că românii noștri trebuie să rămână mândri, demni și frumoși în Europa. Ne dorim foarte tare ca Uniunea Europeană să fie cu adevărat un simbol al unității cetățenilor săi, un cadru favorabil pentru conservarea și dezvoltarea identității naționale a fiecărui stat membru, proiectul european fiind de fapt expresia unității în diversitate. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, și în această zi profit de ocazie să vă doresc multă sănătate, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor să facem noi, cei care vă vorbim și stăm în fața dumneavoastră astăzi, fapte bune pentru cetățenii europeni vâlceni. Vă doresc o zi frumoasă, Dumnezeu să ne aducă numai vești bune în perioada care urmează. Multă, multă sănătate tuturor! Dau citire cuvântului doamnei ministru. Faptul că astăzi sărbăm Ziua Europei din postura deținerii pentru o perioadă de 6 luni a președinției Consiliului Uniunii Europene trebuie să ne amintească de cel puțin alte două evenimente fără de care această performanță a României ca țară și ca națiune nu ar fi posibilă. Independența României și încheierea celui de-al doilea război mondial din Europa. 9 mai, o zi cu o întreită semnificație pentru noi, care reprezintă tot atâtea momente de mândrie și respect față de înaintașii noștri, români și cetățeni ai marii familii europene. Sentimentele de mândrie și onoare pe care le simțim astăzi nu ar fi fost posibile fără jertfa ostașilor din războiul de independență, curajul și sacrificiul românilor din al doilea război mondial sau fără hotărârea și iscusința clasei politice post-decembriste. Istoria este făcută de oameni, așadar fiecare dintre noi este important, așa cum detaliile fac diferența și gesturile frumoase, acțiunile corecte, altruismul și înțelepciunea influențează parcursul unei țări, al comunității din care facem parte. Cred în România și în români.
Cred în Uniunea Europeană și în parteneriatul care a adus progresul viața noastră a tuturor, fiind convinsă că destinul nostru ca națiune se contopește cu cel european. La 12 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, putem constata beneficiile acestui demers, precum și eforturile conjugate ale tuturor statelor membre de a se adapta noilor provocări, de a răspunde acestora cu proiecte care să întărească încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Este important ca toți să înțelegem rolul pe care îl avem și să continuăm să fim parteneri de încredere în acest spațiu european care duce mai departe dezideratele înaintașilor și creează un viitor sigur urmașilor. La mulți ani, Europa, semnează ministrul afacerilor interne Carmen Daniela Dan. La Statuia Independenței, un sobor a oficiat o slujbă de pomenire pentru toți cei căzuți pe câmpurile de luptă, după care a urmat ceremonialul depunerii de coroane de flori.